Bună seara, Maria Liliana Oșca, la pupitrul poveștilor de succes din România. În această seară o să vă prezint o ediție demnă de Cartea Recordurilor, pentru că alături de mine se află doamna Mariana Patis. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și eu mulțumesc că ne revedem și povestim împreună spectacolele pe care le-ai făcut, emisiunile la care ai participat și cel mai important lucru, lucru cu care ai fost hăruită de Dumnezeu, acel moment magic, magnific în care poți cu mâinile tale, cu mintea ta, cu sufletul tău să faci orice sau aproape orice din nisip. Este un moment foarte bun de a spune ceea ce fac, pentru că am făcut destul de multe de când eram mică, când desenam de la 2 ani. Primul meu desen a fost o pisică pe care am păstrat-o mult timp. Până acum, când am diversificat ceea ce fac ca regizor și scenograf, adică am desenat în nisip, am desenat cu ciocolată, cu vin, cu pulberi nenumărate, cu lichide chiar. Și lichidul magnetic a fost cel care m-a ajutat să fac și artă cinetică cu lichid magnetic. Și vrem să spunem neapărat pentru privitorii Canal 33 că deții două recorduri. Am spus despre Cartea Recordurilor și nu ca să impresionăm, ci pentru a respecta realitatea. Mariana Patis se află în Cartea Recordurilor și cele două recorduri sunt legate de această artă în nisip. Da, în 2013 am desenat timp de 9 ore la minus 6 grade, în noaptea de Revelion, când s-a spart ghinionul. Era un eveniment al primăriei și m-am bucurat că am putut să rezist la acel frig și eu și nisipul, pentru că nisipul, datorită faptului că era foarte frig, începuse să se aglomereze și mi-era foarte greu. Mai aveam puțin și aș fi făcut chiar castele de nisip. Dar orice lucru care îți vine ca o greutate, până la urmă devine o formă de susținere, de ajutor și chiar de inovație în ceea ce faci. Și toate astea m-au ajutat. Deci undeva acolo sus, cineva îmi direcționează pașii, îmi spune că ceea ce fac este altfel, ceea ce se vede este Regina Maria în ciocolată. Aici este o pictură 3D, picturi cu nisip, o marină. Aici am avut un proiect Mircea Eliade și am pornit de la perfecțiunea oului, acel laimotiv al lui Brâncuș, și în același timp acea formă ezoterică de exprimare este realizată în nisip și cumva întotdeauna mă captivează un început. Un început este o creație. Este creația pe care Dumnezeu ți-o dă ca să te simți tu bine în pielea ta, în același timp să-i ajuți pe oameni. Și dacă tot am spus să-i ajuți pe oameni, cu această artă am făcut și terapii cu adolescenți, copii, cei care au nevoie să-și dezvolte digitația. Aici este o pictură în relief făcută pentru Puppets Occupy Street, un festival unde merg de 8 ani, un festival drag mie, și acel festival m-a făcut să mai fac încă un masterat în arta animației și am mulțumit iarăși divinității că am ajuns acolo într-un colectiv foarte bun unde iarăși mi-am diversificat arta. Iar aici este un viitor spectacol. Vedeți acolo sus, la mijloc, eu cer nisipul. În stânga este Mihaela Vosganian, cea care va fi prezentă.
Alima, cea care va desena, este o oarbă din naștere, dar un om hăruit și cu o vedere senzorială extraordinară. Iar acest spectacol este gândit de Jezebel. Suntem la al șaptelea spectacol făcut pe incantații. Ce sunt incantațiile? Incantațiile nisip și în voce și în percuție și în tot ceea ce reprezintă, este partea care vibrează în noi. Aici, la Sala Palatului, spectacolul de Crăciun cu orchestra din Viena. A fost o bucurie în 2021 să fac acel spectacol, mai ales că era și o perioadă destul de tristă cu pandemia și orice spectacol era o bucurie. Dar pentru că îmi doream să ajung în Viena să văd concertul și nu-l văzusem niciodată, să văd orchestra din Viena, mi-a fost foarte ușor să fiu în România, la Sala Palatului și să vin orchestra la noi. Cuza, am avut nenumărate evenimente unde am fost solicitată pe 24 ianuarie să vorbesc despre unire. Este o lucrare tot în nisip? Toate sunt în nisip. Toate sunt în nisip. Da, da. Cele prezentate acum, primele au fost lucrări realizate cu nisip. Știu că lucrez în mai multe materiale și o să le și enumerăm la un moment dat. Da, da. O să le și comentez, sper să-mi ajungă timpul să pot să vorbesc. De exemplu, aceste picturi în nisip încep cu anumite patinări până când ajung la forma finală. Aici este o lucrare pe care am făcut-o în 2019 cu nisip colorat. Este un embrion care este ascuns într-o jumătate de ou, e o secțiune într-un ou. Și, de fapt, acel bănuț este un început, este ca și cum ar fi o sferă la care noi oamenii ne uităm, dar în același timp ne și alimentăm printr-un cordon umbilical divin. Vorbim de muzică, vorbim de frumos, vorbim de artă și stăpânești până la urmă arta aceasta a nisipului și mai vorbim și despre arta cinetică. Ar vrea să explicăm telespectatorilor noștri diferențele dintre cele două arte, foarte fine, foarte sensibile, este vorba de simțul ăsta estetic. Cum aș le vrea simți? Până nu se duce această imagine. O repetă, colegii. Este un spectacol, Regatul Cascadelor, realizat de regizoarea Brândușa Novac. Și ceea ce vedeți în spate era o scenografie dinamică, activă. Sunt novator în astfel de scenografii dinamice și așa cum vedeți o acrobată pe eșarfă cumva se contopește cu desenul pe care l-am făcut în spate. Bineînțeles că și lumina care a fost proiectată a contribuit foarte mult. Aici este tot dintr-un spectacol, este o imagine tot dintr-un spectacol șamanic cu incantații. Jezebel este în plan îndepărtat, în față este Alima, cea care se învârtește cu atâta grație, parcă este învârtită de o mână divină și vă dați seama, un om care nu vede are o vedere interioară fantastică, iar eu ce am făcut în spate, după cum vedeți, este ca și cum acel titirez divin o învârte într-un ritm pe care l-am avut dat în acel concert de percuție și mai ales de vocea inegalabilă a lui Jezebel. Aceasta este arta cinetică pe care ai descoperit-o când? Înaintea picturii, înaintea muzicii? Arta, scuze, încerc să spun cât mai multe, știu că avem un timp limitat, nu știu dacă voi putea să spun chiar tot, dar arta cinetică a fost prima. Cu arta cinetică am reușit să merg la Paris, să le arăt celor care
avea o conferință de lichide magnetice, iar eu am avut acolo o lucrare selecționată pentru partea economică, deoarece sunt și economist, dar am fost și o parte artistică, cu acea piramidă premiată la Bruxelles, în care am pus lichidul magnetic. Lichidul magnetic, când este lichid, este un lichid brun, când vreau să-i schimb starea, îl cuplez cu un câmp electric alternativ și el începe și pulsează așa cum vreau eu, adică schimb intensitatea curentului. Aici este o parte dintr-un videoclip făcut cu Lili Drumeva, cea pe care o vedeți acolo, făcut pentru ea și cu ajutorul Danei Cristescu am reușit să o aducem în România și să cunoască. Vedeți aici, Lili face dâra aceea de nisip. Este o dâră care, de fapt, are o trimitere cu sensibilitatea ei. Ea a învățat limba română și iubește foarte mult ceea ce înseamnă cuvântul românesc. Și de aceea am această vibrație. Deci aici am fost și scenograf, și regizor, și scenarist și m-am bucurat că am avut ocazia împreună cu Sorin Lăția, el a asigurat partea de imagine și am cuplat ce înseamnă partea de standard cu ce înseamnă un film de animație nisip făcut pe un subiect dat. Tot așa am avut în 2000 regie pentru un proiect Natura 2000 și deoarece am câștigat licitația am făcut am 30 de filme de scurtmetraj, 30 de filme care au un generic în nisip, dar după aceea toate imaginile extraordinar de frumoase din situl Frumoasa și după aceea și din Retezat au reprezentat o formă de promovare a României. Și m-am bucurat foarte tare pentru că era ceva nou, ceva care era aruncat în eter, așa cum Lili acum, acea pălărie când a aruncat-o, filmată din dronă, reprezenta o notă întreagă. Și pentru că iubesc oamenii, și Florentina Satmari, din păcate, ea nu mai este și ne-a părăsit de curând. Această orhidee i-am oferit-o cândva și a postat orhideea pe pagina ei de Facebook și am simțit nevoia să-mi iau la revedere pentru că ea a fost înmormântată undeva în Mureș și era o formă de aducere aminte, o formă de înțelegere a persoanei ei, așa cum este portretul pe care l-am făcut de la tinerețe până la partea ei de trecere în eternitate. Practic toate etapele vieții și a fost un omagiu adus persoanei respective. Toată această artă pe care o vedem acum în plasmă înseamnă arta în nisip. Da, se presară nisipul, se sculptează nisipul, se așează în straturi și cu cât ai mai multe straturi, tentele de gri devin din ce în ce mai intensă. Eu fac și povestea mirilor, nu vă gândiți că merg numai la partea tristă de final, povestea copiilor, toate poveștile le iau pe un scenariu cu evenimentele lor, cu profesia pe care o au și le transform, pentru că a desena nisip nu este doar hai să desenăm în nisip și să fie frumos. Este a transforma. Așa poți să faci un copil pe care îl transformi în adolescent, din adolescent îl transformi în un om bătrân și toate astea pot fi în final o pasăre care și-a zborul spre eternitate. Și uite așa
din griuri, merg pe nuanțe, pentru că eu îmi editez singură filmele, îmi și compun muzica și mai nou am descoperit un compozitor tânăr talentat. Eu îl știam numai de chitarist, Andrei Namțu. El, în momentul în care eu eram scenograf la Dănuț Serele, ei asigurau, el împreună cu formația condusă de Vali Neamțu, tatălui Andrei Neamțu, erau cei care asigurau muzica emisiunii live. Nu este ușor. Ce fac eu? Totuși, tot este live. Cred că toate sunt... privitorii noștri au înțeles că se află alături de un artist complex și complet. Desenezi în ritmul muzicii, simți în ritmul acestei muzici. Mai mult decât atât, te ocupi de foarte multe lucruri. Ai spus scenograf, ai spus regizor, dar vreau să spun că te ocupi îndeaproape la artiști de toate aceste clipuri minunate care apar. Înseamnă în spate o muncă foarte importantă. Ateliere pentru copii, învăț să deseneze nisip, spectacole, aici este un spectacol cu doamna Felicia Filip la Teatrul Național și aici tot un spectacol cu Jezebel, eu stau undeva într-o laterală de scenă. Și ai realizat un clip al Felicei cu Compact? Da. Da? Da, da. Vorbim da. Și despre asta. Iar aici este ciocolată colorată cu care am desenat. Și acolo pot face multe lucruri în ciocolată, așa cum este și portretul lui Caius. Este în ciocolată acesta. Da, e ciocolată. Vorbeam despre mai multe materiale. Este... Spuneai de nisip, acum vorbim de ciocolată. La fel se simte, la fel se lucrează? Sau sunt diferite? E puțin diferită. Ciocolata, deoarece o folosesc într-o stare nici fluidă, nici solidă, deci e ușor încălzită, o pot pune cu degetele sau cu pensula și am diferite grosimi, dar în același timp, în anumite evenimente, dacă lumea vorbește mult și am avut, de exemplu, la Craiova un mus, era invitat marele nostru actor Marcel Iureș și din musul acela am întins pe o farfurie portretul domnului Marcel Iureș, nu știu dacă cred că am dat și acea fotografie, dar o să ajungem și la ea, sunt colegii. Efectul, derulăm pe toate. Efectul și bucuria mea de a desena în orice material, probabil că eu fiind zodie de foc, mă ajută să nu stau locului și tot timpul desenam. Desenam și în liceu, pe marginea caietelor, tot timpul aveam desene, pe bănci, erau băncile acelea cu melamină și în fiecare și zi le desenam. Și pe post de șevalet. Da, și profesorii veneau și îmi admirau lucrările. Și, chiar... și a fost practic un semn că poate chiar înainte să vorbești corect, ca un copil la început, la 2 ani, desenai. Când ai început să vorbești după ce ai învățat să desenezi? Ce spun părinții? Da, întâi am modelat. Eu nu știam că modelez, dar modelam tot ce găseam. Pâine, piure, toate erau modelate de mine, mai ales că nu-mi plăcea să mănânc și mama mă ținea 3-4 ore la masă ca să termin ce am în farfurie și atunci niciodată nu mi-a plăcut să pierd timpul. Făceam diferite figurine. Bineînțeles că luam bătaia pe măsura figurinei. Nu au înțeles. N-au înțeles că stăteau în fața unui mic artist. Da, și după aceea au continuat cu lei de pește, calciu, sandoz și alte prostii, tocmai ca să las acele... Pentru concentrare și pentru dirijarea imaginației către altă direcție. Da, dar n-a fost posibil. Nu a fost. Da, n-a fost posibil. Am trecut la altele, mi-am tuns părul, am făcut... din bretonul meu păpuș, cu ghinde, cu părul meu, cu rochițele mele, le tăiam, deci la partea de... Vorbeam despre Mariana Pachis, despre artistul complex Mariana și vom continua după pauză să vă dezvăluim că așa cum a desenat, cântă senzațional, a studiat canto cu Arta Florescu și mai ales este om de televiziune, și dar vioară. Toate acestea după pauză.
să încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sferă de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Căutăm și, bineînțeles, găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene. E o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni. Nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea, pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească. Vorbim despre digitalizare, despre transformare digitală, despre antreprenoriat. Femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică. Și unde rămân bărbați? Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilie. Bine ai venit alături de Bine noi, dragule! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Să avem știri interesante, nu spun neapărat bune sau rele, că în televiziune e cinic, dar lucrurile rele care se întâmplă sunt mai interesante și de regulă dau gaz televiziunilor, dau oxigen. Ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat? Asigurările de sănătate au devenit o componentă cheie a existenței noastre, a siguranței noastre personale. O singură premisă este necesară pentru tot ceea ce ne dorim în acest an. Să fim sănătoși. Bugetul de stat, unde se îndreaptă? Se îndreaptă sau se înrăutățește? În fine, deficitul. Lumi diferite în care Occidentul a încercat să-și bage coada, să instaureze. A
harta și frumusețea nesfârșită au făcut din invitata mea o persoană cunoscută și premiată pe plan național și internațional. La povești de succes, avem voie să ne lăudăm, draga mea Mariana, să discutăm despre toate aceste premii pe care le-ai obținut, spectacolele pe care le-ai făcut și rămăsesem la finalul părții întâi să spunem despre muzică, despre Arta Florescu și legătura aceasta între muzică și artă, cum s-a produs. Am să iau în ordine inversă. Arta plastică, și nu întâmplător în România se spune plastică, că eu am fost destul de plastică trecând prin mai multe variante, de la modelaj, la artă decorativă, la artă vestimentară. Ea este făcută într-un ritm. Și când pictez, eu îmi pun o muzică. Și m-a ajutat foarte mult că am făcut 8 ani, am studiat vioara cu Constantin Fanciali și după aceea 2 ani cu Arta Florescu. Pentru că ritmul inimii mele trebuie să se reverse cumva în mintea mea, în gânduri, dar în același timp să reverse și în ceea ce desenez. Pentru că n-aș putea să desenez când muzica e alertă, eu să dorm acolo cu nisipul în mână. Nu se poate asta, pentru că oamenii sunt racordați la o anumită stare. Este o lumină ambientală, este o vibrație a muzicii, dar în același timp este și vibrația nisipului pe care ei îl văd cum eu îl pun, îl desenez și îl transform într-un anumit timp. Și atunci, tot ceea ce am studiat, până la urmă le-am pus într-un recipient așa magic și am știut să-l amestec bine, 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 până când a ieșit un nou produs. Și atunci eu mi-am câștigat o nișă, fără să-mi dau seama, fără să vreau, și așa am descoperit această artă, mergând de la o idee care era o obsesie pentru mine, cum a reușit Ion Popescu Gopo să facă acele filme cu lănțișoare, cu praf de tutun, cu mai multe alte pulberi, și m-am gândit și de fapt mi s-a oferit prin poziționare, fiind producător general într-o televiziune mică, o găletușă cu nisip, am pus-o pe un birou și am desenat pentru prima oară în urmă cu 19 ani. Da, și pentru că am descoperit această artă și pentru că a doua zi au sunat telefoanele și m-au întrebat când mai desenați, și colegii au zis, a, ce interesant, e foarte frumos. După aceea, Cornel Iacon, un mare regizor și un om de la care am învățat foarte multe, în toate festivalurile mă ruga să desenez. De unde la început am suplinit o parte de montaj, editare. Știți foarte bine că orice editare implică timp mult până potrivești muzica cu imaginea, nu e așa ușor. Munca, atenție! Și am spus pentru prima oară, uite, eu pot să simplific munca, pentru că într-o perioadă erau prea multe de făcut. Și i-am arătat și după aceea mi-a spus că sunt artista neamului. Am început să râd. După aia și Joe s-a zis cum mi-a spus că sunt artista neamului. Nu știu dacă se vorbiseră, dar cumva m-am gândit că nu e întâmplător. Nu, eu sunt un om modest, nu prea mă laud decât dacă sunt persoană. Dar până la urmă, de la acel telefon, de la televiziunea mică unde ai încercat să desenezi pentru prima oară, toate au venit ca un răspuns, ca un ecou al acestui talent. Nu știu, are importanță. Da, de undeva plecăm cu toții. Sigur că da. Și, de exemplu, la TVR îmi doream foarte mult, când eram în liceu, vedeam clădirea, zic, Doamne, dacă eu aș intra vreodată, măcar să văd ce e în interior, aș fi foarte fericită. Și acum putem să spunem despre niște proiecte foarte importante la care ai fost colaborator, participant și creator până la urmă, să le luăm așa pe rând. La Școala Vedetelor,
La Școala Vedetelor am făcut doar trofeele, n-am făcut scenografie, dar au fost două emisiuni destul de cu o audiență foarte mare. Cunoscute. Bravo, bravissimo. Da. Și Dănuțărele, am lucrat cu echipa domnului Moroșanu, Octavian Iortăchescu, Ada Bertan și ai contribuit din plin cu am această făcut artă. Scenografii și la început, de exemplu, în 2000, domnul Iordăchescu și domnul Moroșanu, după ce am făcut o fotografie, domnul Iordăchescu s-a uitat la ea, iar domnul Moroșanu a zis, hai să scriu ceva, un trio aproape perfect. Și m-am simțit extraordinar de bine, pentru că domnul Moroșanu a fost directorul televiziunii române. Și visul acela de atunci când treceai pe stradă prin fața televiziunii era un vis împlinit în acel moment? Era un vis împlinit. Deci am stat 17 ani în TVR făcând aceste emisiuni. Ba chiar în același timp, tot cu aceeași echipă, lucram la TVR. Dar de la TVR, după două ore de emisie, mă duceam repede la Duminica în Familie, la antenă. Și aveam 4 ore în care făceam scenografii, costume, inventam pălării. Știam toate costumele din TVR și abia așteptam să ating rochia purtată de Leopoldina Bălănuță sau pălăria lui Amța Pela. Și de atunci le-am spus, de ce nu faceți un muzeu? Și nu știu dacă s-au casat, dar muzeul nu s-a făcut. Iar acea viață care există în costume este fantastică și e păcat. În costumele, purtate în televiziune. Respectiv, în televiziunea rămâne o energie, rămâne viața acolo. Da, eu, de exemplu, corpul de balet al emisiunilor îmi plăcea să, când nu aveam finanțe, să creăm costume. Descoperisem costumele balerinelor pe care... în care baletau în emisiunile lui Alexandru Bocăneț și erau dintr-o mătase atât de diafană și atât de frumos îmbrăcau scena când balerinele treceau dintr-o parte într alta a platoului de filmare, încât greu mă abțineam. Chiar dacă le imediat mai trăgeam o cusătură împreună cu costumierele TVR-ului. Făceam din 3 costume unul singur. Și toate astea, luate ca o joacă, e o mare bucurie. Așa am pictat și în ciocolată, cum se vede, în vin, vinul, fac portrete, sunt invitată de crame importante și nu fac reclamă, că n-am voie. Și mi-e foarte drag să fac portrete în vin. Și, de asemenea, crama... Dar ce diferență este? E mult mai greu un vin? E mai greu să duci conturul, să realizezi imaginea pe care o ai în minte? Nu. Mie îmi place foarte mult acuarela și vinul mă ajută să fac niște laviuri atât de fine și cu cât e vinul cu tanin mai mult, chiar îmi doresc așa ceva, cu atâta am treceri succesive și devine o pictură foarte interesantă. Nu cred că am nu trimis... Nu, avem trimisă la colegi? Nu știu dacă am trimis picturi cu vin, dar pe pagina mea de Facebook am și acele picturi cu vin. Putem să spunem pentru privitorii noștri pe ce site putem găsi aceste minunății? Se numește site-ul? www.sandartpakis.ro. Vorbim despre standard, evident că standard, și site-ul poartă, da? Dar mă găsesc și canalul de YouTube este Pakis Mariana, iarăși am o pagină de autor tot cu numele meu, Pakis Mariana, și Mariana Pakis, o pagină personală, și cei care vor să vadă, sunt acolo mai multe desene, videoclipuri, toate sunt montate de mine. La început foloseam o muzică compusă de alte persoane, dar colaborarea era destul de grea și nu întotdeauna simțeam că vibrează muzica cu ceea ce desenez eu, și de aceea mi-am cumpărat softuri din alte țări
Am înțeles astăzi că este vorba de această conexiune între suflet, minte și mai ales muzică. Artista Mariana Pachis a creat totul ascultând și transmițând muzică. Timpul emisiunii cam acesta a fost. Mai avem rezervate 3 minute pentru a privi împreună un videoclip, drept pentru care, dragii mei privitori, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Vă salut cu drag, vă iubesc și vă îmbrățișez. A fost ediția specială cu Mariana Pachis și vom urmări împreună acest videoclip. O las pe Mariana să facă încheierea. Să avem grijă să ne rămână timpul pentru videoclip. La revedere! Am să spun repede. Este un videoclip pe care l-am făcut zilele trecute. Din păcate, Geta Nistor, o prietenă și scenografă de mare talent, cea pe care o vedeți, s-a dus. Am fost la mormântarea ei și această fotografie m-a inspirat și m-am gândit că sufletul ei este o pasăre. Pasărea reală pe care ați văzut-o în fotografie, așa cum arăta ea, cu un zâmbet inegalabil, și pasărea, ea care este, atinge acea pasăre a spiritului care zboară. Deci în dreapta este ea pe real, pe ceea ce a fost fizic și din păcate zilele trecute. Să-i lăsăm pe telespectator să urmărească. O seară bună, rămâneți cu Canal 33 România. La revedere!